Chiar în cadrul târgului a avut loc un eveniment în care Norla, este programul norvegian pentru literatură în străinătate, a prezentat oportunitățile de finanțare de către Norvegia a traducerilor din norvegiană în diverse limbi europene, mă rog, sau din întreaga lume. Ei asigură finanțare pentru traducerea literaturii norvegiene în limba română. Da, există această oportunitate pentru editori, tocmai despre asta au și discutat în cadrul evenimentului, există această oportunitate pe care ei invită pe editor să profite și să traducă cărți din norvegiană. Aceasta este cazul Norvegiei, dar există probabil alte programe similare. Îmi vine în minte acum din nou un alt program similar și care a aniversat la târg 20 de ani. Este vorba de programul Nicolae Iorga. Este un program al Institutului Francez de data aceasta. La fel, un program de traducere din franceză în română și din română în franceză. Iată, împlinesc 20 de ani. În acești 20 de ani, multe scrieri ale autorilor români și-au găsit locul la târgurile de carte din Franța sau în librăriile din Franța. Și asta arată și interesul partenerilor noștri străini în ceea ce privește limba română, pentru că de multe ori se spune că o limba care e vorbită numai într-o țară anume, care nu e de circulație internațională, nu e de mare interes. Dar atunci când sunt acele proiecte, asta reprezintă asta un indicator. Este șansa literaturii române contemporane să se facă cunoscută în străinătate, pentru că există voci, se pare, în lumea culturii scrise, care merg atât de departe încât a spune că următorul boom literar pe plan european poate proveni din România. Că literaturile vestice au ajuns deja la un anumit nivel, care, mă rog, mai poate produce într-o mai mică sau mai mare măsură surprize, dar că literatura română poate produce o astfel de explozie pe piața literară.